rambursarea nemijlocită a banilor. Și aici am avut o informație exhaustivă din partea lichidatorilor de la cele trei bănci. Ei reprezintă, de fapt, Banca Națională, pe de o parte. Am primit informații că la moment au fost rambursate 520 de milioane de lei și alte detalii, deci care sunt gajurile, valoarea gajurilor și activilor băncii și care este potențial. Pe de altă parte, tot din această direcție se regăsește și raportul companiei Kroll, care până în final trebuie să ne răspundă la o întrebare sau să ne prezinte, mai bine zis, o strategie de recuperare a activilor. Trebuie să știm cu exactitate care sunt conturile finale unde au ajuns banii, pe de o parte, sau dacă acești bani nu mai sunt în cont, trebuie să înțelegem cu certitudine care sunt activele care au fost cumpărate pe acești bani și în care punct ale globului pământesc se regăsesc ele. Și a treia direcție, numai puțin importantă, este modificarea cadrului legal, astfel încât această sau fraude de acest tip să nu mai poată să aibă loc în Republica Moldova în viitor.